Garnizoana Câmpia Turtii sunt adunate pentru desfășurarea ceremonial prejuite sărbătorii a Zilei Naționale a României. Fusese doar o clipă de vis, la 1 decembrie 1918 devenea o miraculoasă realizare a acestui popor greu încercat. În această zi, scria Nicolae Iorga, a sosit un ceas pe care îl așteptam de veacuri, pentru care am trăit întreaga noastră viață națională, pentru care am muncit și am scris, am luptat și am gândit. A sosit ceasul în care cerem și noi lumii dreptul de a trăi pentru noi, dreptul de a nu da nimănui ca robi rodul ostenerilor noastre. Anul 1918 reprezintă în istoria poporului român anul triumfului idealului național, anul încununării victorioase, a lungului șir de lupte și sacrificii umane pentru făurirea statului național unitar. Să-i cinstim pe eroii neamului care au adus la înfăptuirea visului de veacuri a românilor unirea. Și cele două ființe de viață făcătoare și nedespărțite trăim totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție Dumnezeului nostru, slavă ție Împărate Ceresc Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și Patele împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, Tu, Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rogăm-ne, Ți auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru-n al preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru preasfințitul Episcopul nostru Vasile și pentru toți frații noștri cei îndurisori. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și bine de oameni adâncului ajuns, la Ta slavă căzând. Milița aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român, prin marea Lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul Stăpânul și Plătăcătorul Te slăvim, Îți cântăm și Te rugăm. Și iarăși căzând înaintea Ta mulțumim, rugând nemusurata și nespusa Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunea rogilor Tăi și cu milostivire ei învrednicit a li se împlini cerurile, așa și de acum înainte, învrednicit și deascurindu dreapta credință, îndreagă-Te cea către Tine și cea către aproapele și întru toate faptele cele bune, și a dobândi ale Tale binefaceri împreună cu toți credincioșii Tăi, mântuiește-Te. Doamnelor și domnilor, distinși invitați, dragi români, sunt foarte bucuros și onorat să mă aflu alături de dumneavoastră pentru a sărbători împreună Ziua Națională a României. Pe 1 decembrie celebrăm momentul nașterii unei națiuni, nașterea României moderne, o zi în care trebuie să reflectăm asupra identității și a unității noastre naționale. Astăzi, cu atât mai mult, trebuie să ne aducem aminte de sacrificiile înaintașilor noștri, care constituie temelia acestei națiuni, de eroi neamului, datorită cărora suntem astăzi o națiune pe deplin integrată în spațiul cultural și politic european. Începând cu anul 1918, pe 1 decembrie, românii de pretutindeni sărbătoresc Marea Unire de la Alba Iulia, moment istoric ce a însemnat împlinirea unui vis de veacuri, vis care poartă strigătele de luptă ale generațiilor de oșteni care au luptat pentru ca noi să stăm cu fruntea ridicată și mândri de a fi români. Într-o astfel de zi, trebuie să ne gândim la tradiția poporului român și la istoria acestui neam, în care putem găsi destule motive de mândrie. Ideea de unitate națională a cunoscut în afirmarea ei istorică momente de referință, ca cel din anul 1600, când pentru prima dată în cetatea Alba Iulia, Mihai Viteazu impunea dorința unității statale românești. A fost un moment scurt al istoriei, dar care a încărcat sufletul românilor cu speranță de viitor. De atunci, fiecare etapă istorică a purtat pecetea dorinței de unitate, după exemplul lui Mihai Viteazu. Câștigarea independenței de stat la 1877, realizarea unității naționale a românilor într-un singur stat la sfârșitul primului război mondial, trebuie percepute ca urmare firească a evoluției conștiinței de neam. Acest deziderat al unității a fost și este un exemplu de solidaritate și de încredere în forțele proprii. Îmi doresc ca în această zi solemnă, în care ne sărbătorim țara și strămoșii, ziua în care suntem uniți în cuget și în simțit, să ne reamintim că avem o istorie milenară de care trebuie să fim mândri, să dovedim astfel că sacrificiile înaintașilor noștri nu au fost zadarnice și că libertatea de care ne bucurăm se datorează unui sentiment comun numit patriotism. Astăzi, românii de pretutindeni trăiesc și simt românește. Sunt uniți de același grai, credință, datini și obiceiuri, dar mai presus, sunt legați prin puterea morală a conștiinței naționale. Astăzi, arătăm tuturor prin ceea ce gândim și simțim că România este o țară care, în ciuda greutăților prezente, redevine conștientă de propria ei valoare, de potențialul pe care îl are și de faptul că trebuie tratată cu respect. Ziua Națională trebuie să fie mereu un imbol spre solidaritate. Eforturile și sacrificiile făcute de-a lungul istoriei trebuie să ne reamintească că suntem cu toții responsabili de viitorul acestei țări.
De aceea trebuie să conștientizăm că pe umerii noștri apasă o responsabilitate de care nu ne putem dezice, aceea de a ne ridica la valoarea înaintașilor noștri. Dragi români, să ne întoarcem cu inima către propria noastră țară, să nu ne uităm identitatea, să nu ne înstrăinăm ființa națională. La mulți ani România, la mulți ani români! Stimați auditori, anul 1918 reprezintă în istoria poporului român anul triumfului idealului național, anul încununării victorioase a lungului șir de lupte și sacrificii umane și materiale pentru păruirea statului național român. Desăvârșirea Unității Naționale a Românilor, la sfârșitul primei conflagrații mondiale, trebuie înțeleasă ca o firească împlinire, ca o necesitate istorică impusă de evoluția statului național și de necesitatea desăvârșirii sale și nu ca o urmare a efortului militar al României. Nu primul război mondial a creat România mare. El a fost doar cu ocazie. România a intrat în război pentru eliberarea provinciilor asupite și pentru întregirea țării, idealul unirii afirmându-se intens prin eforturi, jertfe și eroism pe câmpurile de luptă. La 1 decembrie 1918, în inima Transilvaniei la Alba Iulia, votul Marii Adunări Naționale pentru Unirea Transilvaniei, Banatului, Prișanii, Maramureșului cu România, aclamat de o impresionantă adunare populară, încununa celelalte acte de unire de la Chișinău și Cernăuți, prin care Basarabia și Bucovina reveneau în hotarele României. 1 decembrie 1918 reprezintă astfel triumful voinței tuturor românilor de a fi uniți în granițele aceleași țări, este dovada celui mai curat patriotism, model de democrație și de deschidere către Europa, către lume. Conferința Păcii de la Paris din 1919-1920 nu a creat iar în sine un stat român întregit. Acesta deja fusese înfăptuit prin actele de unire de la Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia. Conferința Păcii a dat la consacrarea juridică noului stat teritorial și politic prin recunoașterea principiului autodeterminării naționale. Oștirea română trebuie privită istoric de pe poziția interesului național, cu trecutul său glorios, ca parte inseparabilă a societății românești, importantă valoare națională, cu rădăcinile adânc înfipte în tradițiile neamului, de unde își trage semnul. Armata română a fost și este, după religia străbună a românilor, instituția valoare în care românii aveau și au cea mai mare încredere, fapt ce e imprimat în istoria neamului, rolul de scut, împotriva vărșoașilor trecuți, prezent și viitor. Tradițiile pe care s-a întemeiat crearea organismului militar românesc au ținut armata departe de frământările politice din societate și au supus-o voinței țării pe care o apără. Legătura strânsă cu poporul din care provine, recrutarea cadrelor militare din toate structurile societății, au făcut imposibilă apariția în România unei caste care exercită presiunea asupra puterii politice sau chiar se impun în viața politică a țării respective. Nu este zi mai potrivită decât Ziua Națională pentru a afirma cum ne dorim să fie România. Un stat mai puternic, cu instituții mai ancorate în cultura și practici europene și mai înainte de orice cu oameni mulțumiți și mândri de țara lor. Oameni uniți, nu dezbirați. Oameni respectați, nu umiliți. Oameni protejați, nu abandonați. Privind spre un viitor frumos, așa cum ne dorim cu toți. În aceste clipe de mare sărbătoare, noi, militarii țării, alături de întregul popor, dăm glas profundelor sentimente de mândrie patriotică, cinstim așa cum se cuvine cu pioșenie și demnitate în jertfa înaintașilor noștri, dăm măsura respectului față de concetățeni și față de valorile și simbolurile naționale, pentru a arăta tuturor că suntem mereu gata să ne facem datoria oriunde și oriunde să facem. La mulți ani români, la mulți ani România, armata îți prezintă onoare. Și Consiliul Local Câmpia Turzii.
depune coroană de flori Consiliului Județean Cluj. Depune coroană de flori, baza 71, aeriană, general Emanuel Ionescu, Câmpia Turzii.